Talk Show Direct cu Lucian Danciu. Vă salut, dragi prieteni, sunteți pe 102,2 și ascultați Napoca FM. Ne puteți urmări de asemenea pe pagina de Facebook Napoca FM. Eu sunt Lucian Danciu și așa cum v-am obișnuit în fiecare zi de joi, discutăm despre problemele și mai ales despre soluțiile la problemele pe care un oraș de dimensiune Clujului le are inerent cu edilul Clujului, domnule Emil Boc. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitația. Domnule primar, începem cu ceea ce tot îmi propun eu și îmi doresc și eu și dumneavoastră și toți, ca subiectul ăsta să dispară de pe agenda, dar se pare că nu devreme se va întâmpla lucrul ăsta. Situația coronavirus nu este deloc bună. Nu va dispărea, după cum vedeți că subiectul nu dispare nici în America, este cel mai mare grad de infectare, nici în Germania, care au luat măsuri de ultima oră, nici în Franța, care au luat deja decizii de restricționare, nici în Italia, unde este o explozie, nici în Suedia, unde la un moment dat, cum spunea un model de bună practică, este o explozie de cazuri. Ce să mai vorbim? La ora la care vă spun, sunt peste 37.000 de decese în Italia, peste 10.000 în Germania, peste 35.000 în Spania, peste 35.000 în Franța. România, din nefericire, are 6.000, aproape 600 de decese din cauza COVID-ului. Deci trăim cele mai complicate vremuri în materie de sănătate publică din ultima sută de ani. Cred că de la gripa aia spaniolă, de la gripa spaniolă, pe 1920, nu s-a mai confruntat planeta cu asemenea molimă. Și atunci a durat 2 ani de zile, din nefericire. Acum sperăm, cu toată evoluția asta a tehnologiei, cu progresele din sănătate, cu un grad mai ridicat de conștiință civică, să nu dureze 2 ani de zile. Atunci a fost 2018, 2019 și chiar și în 2020 s-au simțit efecte, deci aproape 3 ani de zile. Iar valul 2 și atunci a fost nimicitor, mult mai dur decât prima etapă. Așa se pare că este și acum etapa a doua acestei maladii. Se pare că e mai complicată decât prima, având în vedere lucrurile pe care le vedem la nivel mondial. Ce mă îngrijorează cel mai mult este o predicție a specialiștilor care au spus în acest moment avem la sfârșitul lunii octombrie 1,1 milioane de decese la nivel mondial din cauza COVID-19 și dacă nu se respectă regulile, dacă nu se iau măsuri suplimentare de protecție, dacă oamenii nu sunt conștienți să protejeze, să se protejeze și să împiedice răspândirea virusului mai mult decât au făcut până acum, până în 31 decembrie vom avea 2 milioane de decese la nivel mondial. Gândiți-vă, ce am avut în 7 luni 1 milion, vom avea în 3 luni, în 2 luni jumate, încă 1 milion. Un ritm de creștere mă îngrijorește asta pentru că nimeni nu știe. Cine știe cine vor fi în aia care vor intra în categoria unui 9 milion de decese? Poate fi oricare dintre noi. Nimeni nu e scutit de un asemenea risc. Asta e marea problemă. Și de aceea, ce să vă mai spun? Fiecare să facă ce trebuie în momentele astea. Și este exact ca în război, ca pe front. Și în comparație asta. Imaginați-vă că vine un inamic care îți asediază cetatea. Ăsta este COVID-ul. În prima linie, când îți vine inamicul să-ți asedieze cetatea, e armata. De data asta sunt medici, corpul medical, care fac absolut acte de eroism de peste 7 luni de zile să apere cetatea cu forțele lor. Și vedeți că la Cluj avem cea mai bună apărătură a cetății. Spitalul de boli infecțioase este cel mai bun din România în materie de COVID-19. La fel și Clujana și pneumo și oncologie și recuperare, care sunt prinse rețeaua COVID. Dar gradul de vindecare la Cluj și special la boli infecțioase, care este spitalul central pe asemenea domeniu, este peste 98%. Și acum au devenit un model de bună practică în întreaga România. Deci oamenii ăștia stau în prima linie de peste 7 luni de zile. Acum se pune întrebarea, noi ăștia din spatele frontului ce facem? În război, ăia din spatele frontului ajută pe cei de prima linie a frontului cu muniție, cu în momente când se aud că vin bombe sau adăpostiții, da, nu ies din casă, da. Noi ieșim din linia a doua a frontului acum, în loc să-i ajutăm, mergem petreceri, facem botezuri, facem întâlniri și prin restaurante de tot felul. Pentru că nu-i comportament în timp de război.
Comprometi întindere, voi să fii solidar cu aia care sunt în prima linie a frontului, să-i ajuți, nu să le pui probleme. Păi dacă întinde război, ăia din linia a doua ar merge și ar sta apucat pe o ureche, evident că ar ceda mult mai repede. Acum, riscul care este? Ca cei din prima linie a frontului care ne apără să cedeze. Și ce se întâmplă când cedează cei din prima linie? Să rupe frontul. Nimicul vine încetat. Să rupe frontul. Nimicul vine încetat. Deci, ce prăpăd? Când au cucerit urge Constantinopolul, ce s-a întâmplat la asediatul? Praf și pulbere s-a ales din cea mai frumoasă cetate. Care e situația, domnule primar, din spitalele Clujului în acest moment? Știm că sunt full, știm că sunt aglomerat. Am mai introdus Clujana în sistem, prin aproape 150 de locuri, s-au suplimentat locurile la terapie intensivă, s-au adus aparatură suplimentară. Suntem cu apa la gură, nu departe de limita cederii. Încă avem locuri, încă suntem cu situația sub control, încă facem față. Dar totul depinde de ce se va întâmpla în perioada următoare. Din acest punct de vedere, nu am alte mesaje decât acelea de responsabilitate a noastră, a celor din spatelea frontului. Adică, oameni buni, a păstra distanța asta fizică, a purta masca, a ne spăla pe mâini, a nu face lucrurile nenecesare, că de-aia zic, băi, fratele, bă, dar nu mor dacă nu te duci la un coaform în fiecare săptămână sau nu faci o petrecere tot la două săptămâni sau nu, știu eu, mergi să te întâlnești în fiecare zi pe cluster. Mai evităm lucrurile nenecesare. Să facem doar ceea ce este necesar în această perioadă de timp. Nu murim două, trei luni de zile dacă stăm și nu facem lucruri care în mod obișnuit le facem, dar poate fi o perioadă excepțională. Și atunci, ca să ne poate fi mai bine, mai târziu, trebuie un pic să fim acum mai riguroși. Vedeți, toată Europa trece la restrângere. Gândiți-vă, dacă noi, Doamne, ferește, trecem la măsuri suplimentare de restrângere, ne omorâm economia. Aici ajungem să avem probleme economice dincolo de probleme de sănătate. Pentru că mă uit, când se închide un restaurant, primul care e dat afară e chelnerul, ăla își pierde locul de muncă. De acum începe șirul problemelor. Cu privire, are un credit, după aceea nu-ți plătește utilității, după aia când plătește utilității intră alții în faliment. Deci, cum să vă spun, locul de muncă e la fel de important. Evident nu se compară cu sănătatea, că e pe primul loc, clar, nu punem în discuție. Dar să ne gândim că orice act irresponsabil al nostru poate duce la pierderea locului de muncă acelea de lângă noi. Și din acest punct de vedere, responsabilitatea asta de care vorbeam, spun eu, fără a fi patetic, a respecta astăzi aceste reguli este un act de patriotism. Dacă cine e un bun român respectă aceste reguli. Cine respectă și face parte din nația asta, care a trecut prin atâtea încercări, acum 100 de ani, a făcut marea unire în marea gripă spaniolă. Ne-am mobilizat, am fost și am reușit să facem cel mai important act din istoria României, marea unire de la Alba Iulia. Acum, totuși, în secolul ăsta al tuturor revoluțiilor progresiste, să nu fim în stare să ne comportăm echilibrat și civilizat, să acționăm ca o națiune, nu ca o turmă. Deci, cred că asta este prima dată important la fiecare. Ce vreau să vă mai întreb, domnule primar? O altă problemă care am sesizat-o eu acum în sistemul medical, îl reprezintă bolnavii care suferă de alte... Sigur, și este victime colaterale și care nu mai pot beneficia de tratamente pentru afecțiunile pe care le au. Amintiți-vă cozile de la oncologie la ieșirea din starea de urgență. Oamenii săraci care au trebuit să stea zile în șir ca să poată reintra într-o relativă normalitate după ce au fost privați luna aceea de cât a fost starea de urgență. Deci gândiți-vă că și acum, la scară mai mică, se întâmplă peste tot aceste lucruri. Sunt paturi care sunt luate de la o specialitate și date la COVID, sunt persoane care sunt amânate la internare, sunt oameni care duc greu bolile, alte boli decât acestea. Aveți perfectă dreptate aici. Acum, trebuie să mai spunem un lucru. Nu e corect imaginația care s-a pus pe Cluj, că primul din țară la infectare. Nu, nu e mai rău la Cluj decât în altă parte a țării. Nu că aș putea spune chiar invers. Eu aici vin cu precizare. Nu sunt ce veniți, dacă îmi permiteți. Contează și numărul mare de teste care s-au făcut. Haideți să vă dau exemple. La Cluj. Și am comparat Clujul cu Brăila. Sigur că... Ce sunteți din țară comparat? Să vă dau cifre, domnul Danciu. Deci, să ne înțelegem. Nu vreau prin asta să diminuez importanța COVID-ului, să arat că nu-i pericol. Nu, domnule, este extrem de pericol. Cum se zice, elefantul e în camere, COVID-ul e în oraș, așa cum e în România și în Europa. Este acolo. Dar, doar pentru corecta informare opiniei publice, trebuie să spun următoarele lucruri. Da. Faptul că noi testăm mai mult ne duce în vârful piramidei ca și București, de altfel cu cele mai numeroase cazuri pozitive.
Dar uitați-vă, am luat aceeași zi data de referință când Cluj a fost pe primul loc. Uitați, Dolju a făcut 482 de teste și a avut 162 de persoane pozitive. Deci un procent de 33%. Galațiu a avut 476 de teste, 80 de persoane pozitive, 16% pozitivare. Clujul, 2688 de teste, repet, 400 noi, 2688, pozitiv 356, procent 13%. Giurgiu, 72 de teste, 44 pozitive, 61%, bine, mic, Giurgiu, dar uitați-vă. Deci, normal că dacă testezi mult, ai și mai multe persoane care sunt pozitive. De aceea, nu există o corelare, din nefericire, între numărul de teste și gradul de pozitivare, ci doar pur și simplu se iau câte persoane sunt pozitive. Ori acest lucru, repet, nu e corect, dar astea sunt, înțeleg eu, reglementele internaționale, care e un sistem de raportare internațional și de la care România nu poate face rabat. Dar trebuie să avem în vedere în deciziile noastre de la nivel local acum această diferență. De aceea spun eu, de-am închis nici creșele, pentru că nu e mai grav în Cluj decât în alte parte. N-a fost nevoie să închidem creșele. Și asta nu înseamnă, repet, sub nicio formă că trebuie să lăsăm cap de jos. Eu spun doar că statistica aceasta ca întotdeauna are unele probleme și trebuie să fie lumea corect informată să știe acest lucru. Dar de altă parte să știți că e bine că se testează mult. Asta înseamnă că se izolează din timp exact. Potențialele focare. Ce părere aveți dumneavoastră despre... E bine asta. Asta e un lucru fantastic. Avem capacitatea să universitățile, cu spitalele, cu centrul universitar, să testăm cât mai mult. Și aproape jumătate din cei care se testează sunt la cerere. Și asta este bine. Înseamnă că oamenii sunt responsabili, vor să se asigure și să se protejeze pe ei și pe cei din preajma lor. Deci, să ne înțelegem, e bine că se testează, pentru că ne ajută, dar trebuie să înțelegem că statistica aceasta are și această nuanță pe care tot încerc să-i scriu și eu și domnul prefect pe toate canalele de televiziune naționale, să înțeleg, mai nu e sfârșitul lumii la Cluj. Este ce e și în țară și chiar aș putea spune, dacă ne uităm, nu e mai rău decât în alte părți ale țării, dimpotrivă. Bun. Întâi o să-l rog pe colegul Vali să am aici, doamna Georgeta, spune să dăm un pic volumul mai tare, că se aude slab. Mergem mai departe. Ce spun specialiștii? Da, eu poate vorbesc la acestea, nu știu, de la mine. Poate. Ce spun specialiștii, așa pe surse, că doar aveți informații? Când se va depăși acest vârf sau când îl vom atinge și că va trebui să și coborâm o dată din vârful ăsta? Din ce spun specialiștii, vom tot crește până în decembrie. Se așteaptă o plază de platou undeva la sfârșitul mijloc de noiembrie, dar până în decembrie tot platou și creștere în formă de dinții aia de fire strău. Deci, practic, urmează încă o perioadă de creștere, încă, din nefericire, după care se așteaptă în noiembrie, sfârșit de noiembrie, intrarea în faza aia de platou, în care după aceea o zi cază, o zi crește, și după aceea, practic, să se limiteze. Deci ăsta două luni încă vor fi critice, ca să spun așa. Noiembrie și decembrie va fi greu, va fi complicat. Și, repet, linia frontului nu va fi niciodată mai încercată ca acum. Asta este realitatea. Cum va fi în noiembrie și în decembrie. Dar, repet, sub control. Pentru că noi, ca autorități, facem tot ce este absolut posibil să salvăm fiecare viață, să nu închidem economia cât este posibil ca locurile de muncă să se păstreze, și în același timp să mergem ca regulile jocului să fie respectate de către toți. Mă bucur că la Cluj nu sunt excese, n-am observat în afară de petrecerea de la început de octombrie de câteva restaurante în anumite zone a orașului care aia au sărit calul mai tare, da. Au fost câteva cazuri, într-adevăr, pe la stadion când a fost petrecerea aia făcută de cei de la o firmă din Constanța, sau nu știu de unde. Da, au fost acele excese, dar în rest, dacă te uiți pe stradă și vezi comportamentul clujenilor în parcuri, în piețe, pe stradă, e responsabil. Transportul în comun este responsabil și mă bucur să văd asta. Chiar vorbeam cu un taximetrist, a luat și partea bună și partea rea, care îmi spunea, domnule, dar parcă în ultimele 4-5 zile, nu știu ce se întâmplă, că mi s-a diminuat cu 60% aproape transportul cu taxi, față de ce erau cum diminuat. Deci asta înseamnă că oamenii, într-adevăr, evită deplasările necesare. Dar pe de altă parte și taximetrii se spune bun și ne o ducem foarte, foarte, foarte greu. Și înțeleg asta, dar nu numai deși o duc greu. Și mulți alții o duc greu din țara asta în momentul. Aveți în vedere ceva...
Când, cum s-a mai făcut și în primăvară, măsurii de dezinfecție, și aici mă refer la blocuri, la centre de colectare a deșeurilor. Noi asta le facem, ce ține pe spațiul public, noi facem, ce ține de blocuri privat. Acolo numai dacă vine obligație națională, că altfel nu avem temei legal să plătim. Eu nu pot intra la dumneavoastră în bloc să vă fac curățenie dacă nu e o lege națională să impună acest lucru. În rest, este treaba fiecărui administrator de bloc să facă, pentru că este domeniul privat, așa că la noastră acasă, în curte, nu poate nimeni, decât dacă este o obligație națională. Atunci, în starea de urgență a fost o obligație prevăzută prin legea națională unde a trebuit să intervenim. Acum nu există asemenea obligație, recomandăm, evident, asociațiile de proprietari să-și facă aceste lucruri. Noi facem la ceea ce înseamnă domeniul public, menținerea sub control a curățeniei. Bun, haideți să revenim la viața. La viața cotidiană, era să spun la viața normală, nu mai e normală nici aia. Dar... E noua normalitate, cum se exprimă unii. Noua normalitate e asta, da, pe care o trăim acum, asta e realitatea. Cum stăm cu șantierele, și nu doar din zona centrală, dar propun să începem cu astea. Bun, în zona centrală, termenele sunt clare, 30 noiembrie, pe care le știu toți. Vedeți că se lucrează intens în fiecare zi. Aștept să văd începutul din noiembrie pentru a mă pronunța final dacă se vor încadra sau nu. Deci deocamdată, hai să spunem, sunt în grafic. Urmează ca luna noiembrie să facă diferența. Ați văzut că pe Emilii Sachs a terminat practic strada, arată foarte, foarte bine. De asemenea, s-a terminat asfalt pe Petru Maior, în piața Blaga. Urmează Napoca să se intre masiv la lucru. Deci, cum să vă spun, va fi o zonă foarte, foarte, foarte frumoasă, foarte modernă a orașului. Se fac lucrări de întreținere și în alte zone ale orașului. Ați văzut că am aprobat în ședința de Consiliu Local și lărgirea de la fabrica de berzi de la Patinia, unde vom avea practic o zonă extrem de modernă de acolo. Vom avea inclusiv un pod peste canalul Morii, care se lege strada Oțetului de uzine electrice și va facilita accesul în cartierul Ligorescu a mașinilor care vin dinspre zonilor. E prevăzut să fie 4 benzi de circulație, de câte 3 metri fiecare, iar la intersecția cu Mărginașa vor exista 5 benzi de circulație, tocmai pentru a putea asigura transportul în comun și a putea crea linie dedicată. Deci, practic, acest lucru iarăși a plecat mai departe. Mai aprobat încă un proiect pentru a realiza un parking în zonilor. Pe strada Dima și-a rezolvat și acolo problema aceea pe care o cunoașteți de foarte multă vreme și rămasă scadentă. Am aprobat majorarea numărului de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar și ne bucurăm că am reușit să găsim resurse de financiare pentru a crește numărul de burse la elevi, numai să învețe să aibă 8,50. De asemenea, am adoptat puzzle-ul Hoia, Consiliul de Seam pentru revitalizarea zonei parcului etnografic și pădurea Hoia. Din Cluj, că tot ați amintit de elevi, domnule primar. Da. Aproape zilnic, tot mai multe școli își mută activitatea acum online. Prevederea legală, când atunci când ești peste 3 la 1000, ești obligat să treci la conținutul ăsta online. Partea plină, dacă este un pic a paharului, este aceea că noi la Cluj nu avem probleme cu derularea învățământului online, pentru că ne-am pregătit foarte multă vreme. Am achiziționat echipamente, am cumpărat tablete, am achiziționat Wi-Fi pentru copii din zone defavorizate, adică au fost pregătiți profesorii, școlile au fost dotate. Deci învățământul se desfășoară fără probleme în acest moment din perspectiva învățământului online. E bine că nu ne dorim să rămânem în această stare foarte mult. Acum trebuie să rămânem 14 zile, că asta e legea națională, nu o putem noi schimba din nefericire. Dar se desfășoară în condiții specifice. Revenind la șantiere, în ce măsură există pericolul că acolo unde avem lucrări de investiții pe fonduri europene, pentru nerespectarea, sau mai corect, din cauza nerespectării termenelor de finalizare, să pierdem banii? Acum nu și e cazul deocamdată. N-avem. Nu e cazul deocamdată, nu. Pentru că aici, vorbesc de zona centrală, nu am riscul de a termina lucrarea și de a n-a utiliza fondurile europene. Deocamdată nu suntem într-un asemenea risc. Mai avem o veste bună, că de ieri avem 4 tramvaie noi, deci 24 în circulație în Cluj-Napoca. Românești? Din nou Clujul, da, făcute în românești. România, așa e bine. Acolo au câștigat licitația,
Asta este apropo licitație internațională, oricum au venit mulți participanți, dar asta e partea plină a parului că a câștigat din România și au realizat niște tramvai, eu spun, de ultimă generație și foarte moderne, cu capacitate de transport de 302 călători, din care 36 de locuri pe scaune, rampă pentru fotolii rulante ale persoanelor cu dizabilități, sistem de climatizare, Wi-Fi gratuit pentru călători, sistem de supraveghere video în interior și în exterior, anunțarea vocală a stațiilor în interior, monitoare informative în interior. Sunt, repet, ca și în Bruxelles sau în orice capitală europeană. Sunt tramvai de ultimă generație prin care încercăm să dăm plus jumătate de satisfacție în materie de transport public. Să știe să fac că și românii. Da, se poate face asta. Da. Repet, în Uniunea Europeană oricine poate participa. Categoric, la licitație. Asta este prevederea legală. Noi am respectat. Odată au câștigat polonezi, acum au câștigat românii. La Cluj, repet, legea se respectă. Cei mai buni cu calitatea cea mai bună câștigă. Și dacă și-au datoria, toți sunt respectați. Și haideți să intrăm un pic în problema marelui proiect metrou, tren la suprafață. Mă rog, deocamdată, ca și proiect. Începe, da. Am înțeles că începe forajele pentru studiul geo. Da, începe pentru studiul de fezabilitate ca să stabilească exact traseul în funcție de configurația terenului. Sunt mai multe variante de traseu. Asta vreau să vă întreb. Poate suferi modificări traseul în funcție de rezultatele studiilor? Studiul de prefezabilitate indică trei trasee de bază. Unul, să zicem, care ar fi exact pe axa S-Vest, cum este acum, altul care merge pe calea Dorobancilor, altul care merge undeva între calea Dorobancilor și altul la sud. Deci sunt mai multe alternative de lucru și trasee. Studiile geo vor ajuta la definitivarea propunerii finale de traseu. Important că acest proiect, împreună cu trenul metropolitan, vor contribui la dezvoltarea substanțială a Clujului și a zonei metropolitane. Tot ce înseamnă de la, hai să spunem, de la Gilău până la Dej și de la Huiedin până la Dej pe partea asta la altă și de la Cluj până la Tudor și Câmpia Târzii vom avea practic o dezvoltare integrată. Pentru că noi facem acum ce ne-a făcut guvernanții, reforma aia de jos în sus administrativă, pentru că noi avem o lege administrativă din 1968. Acum noi nu mai putem sta cu competențele la granița Clujului să nu mai intereseze ce se întâmplă în Torești, în Apatida, în Baciu, în Gilău, pentru că mă afectează direct. Am văzut în anii aceștia că dacă n-am fi intervenit, ne-am fi suplăcat. Și atunci am spus, haideți să gândim integrat, pentru că și cei care locuiesc în Gilău, în Florești, toți clujeni sunt în ultima instanță, sau în Baciu, sau în Apatida, sau în Căleagu. Pe aici, orică lucrează în Cluj și locuiesc acolo, sau invers. Deci eu îi tratez, eu pentru mine sunt toți în clujeni, toți suntem în aceeași barcă. Și toți trebuie să avem o calitate a vieții mai bună, și cei din Florești, și cei din Gilău, și cei din Cluj. Pentru că dacă ăia din Florești o duc greu și noi o să ducem greu în Cluj la un moment dat. Dacă cei din Florești n-au școli, să n-au creșe, n-au grădiniță, o să ducem rău și noi din Cluj, pentru că se va supraaglomera la noi. De asemenea, dacă nu avem mobilitate alternativă, dacă nu avem extensii, nu vom mai avea investiții și locuri de muncă bine plătite în viitor, pentru că lumea merge mai departe, nu stă pe loc. Și atunci noi trebuie să oferim în permanență aceste cadre de dezvoltare, ca oamenii să aibă locuri de muncă bine plătite și că stau în Gilău sau stau în Cluj, practic să fie același lucru, să poți veni cu aceste mijloace moderne sau dacă stai chiar în jocul Boncida, Apachida, să faci 10-15 minute cu trenul metropolitan până în centrul Clujului aproape să ajungi. Sau să conectăm gara de aeroport, cum se face prin acest proiect al trenului metropolitan. Lucruri care sunt peste tot în Europa, se fac. Noi nu trebuie să inventăm apa caldă. Aceste lucruri, ei le-au făcut mai devreme, mai de mult, au avut alte șanse de dezvoltare. Noi avem 50 de ani de comunism care ne-a blocat de evoluția. Până la finalizarea acestui lucrări, acestui mare proiect, ca asta înseamnă niște ani. Da, 11 ani scrie. 11 ani. Se pot lua ceva măsuri de a mai devia un pic traficul de pe zona centrală sau, ca să fiu mai exact, traversarea Clujului dintr-un cartier în celălalt. Păi aici sunt două, e un proiect care e deja într-o fază avansată, centrala metropolitană, care are 2024 termen de realizare, care e centrala sudului a Clujului, pe aici bine, și care va elimina tot traficul necesar de pe axa S-Vest, care va duce pur și simplu prin Mărășturi, pe jet, Calea Târzii, acolo spre Sărgroș și va ieși la Bulevardul Muncii.
și cu legături din Zișului, din Edgar Chine, din Sopor, din Calea Turzii, din Orhangi, cu intrări și ieșiți din Cluj. Deci tot traficul ăla necesar pe latura de sud a Clujului va fi eliminat din zona centrală și nu mai fi nevoie să vii prin centrul Clujului. De asemenea, conectarea Clujului la autostradă va elimina o mare parte din traficul care astăzi vine pe autostradă, se descarcă la Nădășel și vine după aceea prin Baciu, pe Bulevardul Muncii, ca să meargă la Bistrița sau la Baia Mare. Acum, din nou, se va face conectarea. Sper că în săptămâna asta se adjudece prima licitație și atunci din Martinești se face un drum de 7 km și care leagă autostrada, deci în comuna Tureni, și de acolo vii pe centura Pahida, Vâlcerea Pahida și te-ai dus spre Baia Mare și Bistrița, fără să mai fi nevoit să parcurgi partea asta despre care am vorbit, Baciu și Bulevardul Muncii, unde se aglomerează. Deci, așa se întâmplă, ala, proiectul acela de 7 km sunt mari șanse să se termine chiar până la sfârșitul anului viitor. 2024 centura, de asemenea trenul metropolitan are iunie anul viitor finalizarea studiului de fezabilitate și trecerea la realizarea execuției, deci practic și acolo vom trece într-o fază destul de avansată și le urmărim ca pe butelie, cum să putem cu ochii pe butelie fiecare zi pentru a le promova și a le susține. De asemenea, mai avem câteva poduri în Cluj, podul răsăritului pe care îl pregătim să le realizăm. De asemenea, un drum paralel cu calea ferată pe care îl gândim. Unde? Tot în zona Câmpul Pâinii, de acolo, care vine practic până la gară. Un drum alternativ care va facilita și va întări foarte mult mobilitatea urbană din zona respectivă. Sunt, să spunem, câteva din proiectele importante ale Clujului, concomitent cu partea care ține de dezvoltarea verde nepoluantă, parcuri, creșe, școli, grădinițe și, în ultimul rând, spații de agrement. Acum va intra cât de repede parcul feroviarilor în licitație, va fi finalizat Cetățuia la fel, parcul din Zorilor. Parcul, în ceea ce privește centura metropolitană, domnule primar, 2020 suntem acum, 2024 a spus. Da, lucrarea are o complexitate destul de mare. Oare putem încadra? Păi se va face pe tronsoane, astfel încât să se poată realiza. Deci nu trebuie să câștige unul singur. Se poate împărți lucrarea pe tronsoane și să vină mai mulți constructori, da. Constructori și care să realizeze lucrarea. Important este ca acum, în 2021, guvernul să lanseze licitația. Noi până atunci pregătim toată documentația și munca asta de hamal, așa, pe care o facem, muncă foarte grea, minuțioasă. Dar dacă nu o facem noi, nu o face nimeni pentru noi. Deci ar trebui să o facă instituțional, dar ne-a luat taurul de coarne încă de 2 ani de zile, că dacă nu l-am filmat... Că tot ați amintit de această organizare administrativă teritorială din 68. Asta e realitatea. Apare ca iminentă o reorganizare administrativ teritorială. De ce oare clasa politică ezită să o facă? Prim-ministru, eu am avut-o pe masă atunci, dar n-am avut sprijinul politic, mi-au lipsit câteva voturi în Parlament. Era una de amploare și care ar fi schimbat România în bine, în sensul posibilității de a trage noi direct fondul de la Bruxelles. Pentru că noi astăzi nu putem atrage fondul direct de la Bruxelles pentru că n-am făcut organizarea administrativ teritorială ca să aibă județele minim 800.000 de locuitori fiecare. Dacă ai dimensiunea asta, poți direct să accesezi fondul de la Bruxelles, cum au făcut polonezii. Noi altfel trebuie să mergem prin București, de la ministere. Altfel am fi putut noi să ne organizăm pe regiune. Eu atunci am propus un proiect prin care am comasat județele, pentru că în Constituție nu e trecută regiunea și nu puteam să fițez regiune cu caracter juridic. Dar puteam comasa județele și comasând județele creai, în primul rând, că făceai niște structuri funcționale, pentru că și eliminai, pe de altă parte, foarte multe structuri clientenare făcute de 50 de ani, 60 de ani acolo în cetățenite și cetățeanul nu făcea niciun fel de pas în plus, tot acolo mergea să-și ia buletinul, să-și ia pașaportul, permisul, doar că aceste structuri le schimbai și economiseai și bani și deveneau și funcționale și puteam să aducem și bani europeni. Ceva, cine trebuie să aibă curaj politic să facă asta? Cred că viitorul guvern să aibă curajul politic să ia taurul de coarne, pentru că ce a vrut PSD-ul la un moment dat să facă, să mai înființeze peste județe încă o structură, era numai o complicație birocratică și care ducea la o suprapunere de atribuții, nu mai știa lumea cine mai are competențe. La ce vă referiți? La cele 8 regiuni? Nu, alea sunt fără caracter juridic, alea n-au forță juridică, nu sunt recunoscute de lege. Alea sunt structuri gen ONG-uri, cum este Agenția de Nord-Vest, agențiile, astea sunt structuri cu caracter, repet, ONG, dar nu sunt cu caracter juridic unități administrative teritoriale, așa cum e comuna, cum este orașul, cum este județul. Alea sunt unități administrative teritoriale. Eu au vrut să introducă în Constituție în 2014,
dar n-au reușit pentru că le-a fost deschis la Curtea Constituțională din alte motive proiectul de revizuire a Constituției. Dar acea soluție eu nu o consider viabilă pentru că doar amplifică birocrația, să mai crezi pe deasupra tuturor rețetei încă una, nu? Haideți să le folosim pe ăsta pe care le avem, cum le-au și europenii, dar să le facem funcționale. Și acum e normal ca în România să existe 3.000 de comune din care știu eu 30% nu-și acoperă din venitul nici banii pentru iluminat și plata salariilor. Și acolo trebuie să fie un pe grămădoaiele alea de consilieri locali din comune. Bun. Deci de aceea spun că reforma asta administrativă, noi suntem în plină democrație și capitalism și Uniunea Europeană cu o lege a lui Ceaușescu strict comunistă, centralizată, socialistă, care o ia la baza alte principii, alte reguli. Nu poți să, cum să zic, să faci capitalism cu reguli socialiste. Da, mai sunt multe de făcut în țara asta și sunt convins că vom avea 4 ani după decembrie în care nu vom avea alegeri. Pentru prima dată, cred că de după 89, vor fi 4 ani fără alegeri la intervalul ăsta. De niciun fel. Atunci se pot face, de niciun fel, nici. Și acum, da, în 2024 le vom avea din nou pe toate deodată. Exact. Europarlamentare, prezidențiale, exact. Parlamentare și locale. Toate vor fi în 2024. Dar 4 ani de zile măcar pot să faci ceva. Poți să vii să spui, doamne, uite, 4 ani de zile de cum am schimbat România. Te-am luat-o de aici, am dus-o aici. Cine... Apropo de forajele astea, că mi-am amintit o chestie, suntem pe finalul emisiunii. La un moment dat se discuta despre un proiect pe Sufeleac și nu mai știu, s-au făcut studii geo la acea vreme sau doar urmau să se facă? Nu, a fost doar o idee de a lufunar la acel moment lansată în public, dar niciodată nu s-a concretizat într-un element concret. Deci nu, bun. Ce ziceți noastră despre aceste teste rapide care au început să fie tot mai prezente și mie mi se par utile, cel puțin într-o primă fază? Da, specialiștii să se dea cu părerea. Noi, așa din decidenții administrative, noi în timp de război, cum se întâmplă așa, cu iau decizia militarii, pentru că ei sunt cei care ne oferă informații. Și aici medicii, experții ne oferă soluțiile, noi le aplicăm dacă le consideră viabile. Dacă vor fi considerate ca atare viabile, evident că am să le susțin cu toată convingerea. Dar aștept încă să văd punctul de vedere final al specialiștilor. Pentru că întotdeauna m-am coordonat și ghidat după specialiștii în decizii, din fiecare domeniu. Pentru că dacă stai după care, evident, trebuie să îmbraci într-o formă administrativă și politică și să-ți asumi răspunderea acestui specialiști. De multe ori e greu ce spun ei. Dacă nu-ți asumi, evident, nu se face. De aceea, când am decis partea asta de verde, nepoluanta orașului, cu spații deschise, mutarea clujului spre inovare și n-am dat să facă blocuri și mall-uri peste tot ce am spus, să facem clădiri, clasa A de birouri care să aducă spații pentru cei care lucrează în IT și vedeți că n-am greșit, deși s-au supărat mulți că nu ne-am dat să facă mall-uri. Acum se vede rezultatul că a fost bine. Sau că în zona centrală, cum a fost zona diesel, am luat-o de la mașini și am dat-o să facem spațiu public cu terasă, acum ne place la fiecare să mergem să stăm în zona centrală. Dar cât m-au criticat și m-au înjurat. Bun, a fost propunerea specialiștilor, evident că noi trebuie să ascultăm pe specialiști, dar la un moment dat trebuie să și asum ce spun ei, că e o bună fază de propunere. Dacă nici nu să-și asume, rămân ideile bune acolo, prin globul de sticlă. Trebuie să ne oprim aici, nu înainte de a vă face o sesizare și o sugestie în același timp. Spune domnul Manole Călian, o mare parte din traficul pe axa Mănășturi, tăietura Turcului, trece prin străduțe, alei, unele cu trotuare, altele fără, cu vizibilitate mai mult sau mai mică sau mai mare și, totuși, mulți vitezomani. Ce se poate face acolo? Praguri de sol și poliție mai multă, mă gândesc. Și pe lângă asta vă mai spun că n-am uitat să vă menționez faptul. Avem pasajul tăietura Turcului care se face odată cu electrificarea căii ferate Cluj-Oradea. Termenul mare de finalizare a întregului tronson este 2025, dar ăsta se va face mai repede. E un proiect de 25 de milioane de euro pe care am reușit să-l prindem în acest plan al Guvernului României. Noi am făcut studiu de fezabilitate, l-am integrat în studiul lor general și pasajul de la tăietura Turcului se va realiza cu ocazia, repet, electrificării căii ferate Cluj-Oradea. Până atunci, într-adevăr, ce spuneți dumneavoastră, asta poliție și praguri de sol, asta este și am reținut problema, domnul Bontidean este pe fir de fiecare dată, ca de altfel și colegii mei, pentru toate problemele sesizate, ca să intervină și să țină lucrurile sub control. Bun, vă mulțumesc tare mult pentru prezența și în emisiune, vă aștept invitație. Și a viitoare cu vești Fim mai bune. Sau... responsabil fiecare dintre noi, pentru că invitația la fiecare să fie mai bună și a mea în general. Mulțumesc tare mult, zi frumoasă! O zi bună! Dragi prieteni, ne oprim aici. Eu sunt Lucian Danciu, aveți grijă de voi.
Ai ascultat Talk Show Direct cu Lucian Danciu.